Windows anti-breaking system. Haideți să-l vedem. Toate spacele este live, vreau să mă uit la unul din live-urile ei, dar nu pot că ea le șerge, dar e vreo spam și cea de la ea, deci mă enervează grozitor. Să-l rulăm. Perfect Vimes. Fake Vimes. Dacă am mai pomenit că sunt eu. Windows Anti-Breaking System este un fake Vimes. Mi-amintesc de Windows Virtual Angel și de Windows Noise Agent. Este foarte similar cu el. Deci... Uite. Puneți la comentarii. Stai! Fake Vimes-ul. Trojan DDoS. Și în total, numărul de infecții este de 13 infecții. După care, un exploit în regedit a avut media, a avut video editor. Virus. User, kernel, regedit. Windows Anti-Breaking System de MSN. Nu are limbi. Trebuie să dăm banii pe el. Trebuie să activăm software-ul. Foarte nasol. Activează nou. Nu puteți să-i activăm firewall-ul. Scanează-l pe ce. Firefox. Și ca să suntem siguri că... Abnormal program termination. Pizza. Fake Vimes. Te-ai întors în joc. Te-ai întors în antivirusul fals, Windows Anti-Breaking System. A dat crash el. Trebuia să-l șterg, dar mai mult vi-l arăt decât să-l șterg. Service Manager, All One Suite. Brown Mauler, opțiuni. Debits. Lupa? Nu. Și ca să te sigur, nu putem să facem mai multe cu acel antivirus fals. A locuit test managerul, în Advanced Process Control. A locuit pe test manager. Nu putem rula test manager. Nimic nu merge. Control Alt Delete. M-a dat afară de pe internet. Când vreau să am spam de la Toy Sparkle și când mă uit la live-ul ei. Test manager. Nimic. Previne atacul. Nu. 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 Fiți ar să vă costul, bă, în auto-ajustare. Nu putem până nu activăm software-ul. Hei, bine că... Dacă dă crash în unele situații, acel fake Vimes care câteodată este adware unionalitate checker. Fake Vimes. Ac. Curând o să mă răzbun eu folosind un antivirus fals. Dar când am auzit la maica mea că nu mai pot să-mi spun la toată spate sau că nu pot vorbi cu ea pe mes, mi-a venit ocazie de a-l infecta cu antivirus Security Pro.
Mi-am dat seama că tu fake vibes ești aici. Internet. Să ne întoarce înapoi la live-ul ei. Că de nu. Nu pot să stau pe cea cu ea. Poate n-am timp eu, poate n-are timp ea. Sau poate amândoi. Offline. Nu mai cred că, că o să mă simt și din cauza asta. Ce este cu ea, bla bla. Uf, adică, ea mine, ca prin bolis. Fake vibes. Nu permite. La solicitare. Îmi pare foarte rău pentru tot ce am spus și sper că sunteți foarte supărați pe mine acum că am zis prostine. Să n-aud cuvântul ăla. Care cuvânt? Uite, că toate te nebunește. Ași leșinat. Fake vibes-ul a leșinat? Bună. Ce faci, Aline? Ce faci, Aline? Mult. E cine sunt eu, nu? Mă cunoști. O cunosc. Aline, de fapt, că nu-i frumos să spun așa. Mă știe pe mine. Mă bucur. N-am mai vorbit de mult, că eram ocupat. Emoji. Ha? Ce s-a întâmplat? Alo? 68 de infecții, ha? Emoji de râs de lacrimi. Pof. Tim? Am văzut că îți place de Celestia și de Twilight Sparkle. Mai bine ți-ai pune Celestia Sparkle sau ceva de genul ăsta. Adică nu am nimic cu numele tău, dar... Al meu? Sper să fim prieteni cu toți. BFF. Și eu... Stai! Plec din live. Stai! Fake vibes să mă poată da afară de pe internet. Pentru că e un atac în legătură cu live-ul lui Toilet Sparkle. Fake vibes să mă da afară de pe internet. Ei, v-am zis. Vă da afară online. Blochează programele care accesează internetul. Chiar și Toilet Sparkle? Ei bine, v-am arătat despre Windows Anti-Breaking System dacă vreți să... N-am mai vorbit cu Toilet Sparkle de mult, trebuie să recunosc. Am țapă live cu ea și am și testat virus. Și cum scăpăm de el? Eroare. O actualizare în 2018. Nu? No. Activează. Cărțile de credit. Nu cheltuia atâția bani. Am eu un cod. Atât v-am arătat azi despre Windows Anti-Breaking System. Fake finds is pari. Uitasem că l-a locuit. Pa, pa! Nu uitați să dați subscribe la mine și acum vă rog să mă scuzați. Înainte să închid videoclipul, vreau să vă spun că nu testez mai mult de 10 minute, că mi s-a făcut foame. Pa, pa!